Acest castel a fost construit în 1560, a fost construit de cancelarul Transilvaniei Bethlen Micloș, a fost construit ca un castel de vânătoare, ca un castel de agrement și nici de cum ca și un castel de apărare. Castelul a aparținut, de fapt, la vreo 45 de familii de nobili. A avut o viață aventuroasă, dona moștenii pierdut la cărți. Chiar familia grofului Holler în 1780 a dobândit acest castel printr-un joc de cărți, ceea ce este lăudabil pentru această familie, că a reușit să mențină castelul în cadrul familiilor până la naționalizare. O mai fi jucat ei cărți, dar probabil n-au pus miza castelul. În timpul comunismului, castelul s-a naționalizat. În acea perioadă arăta într-o stare deplorabilă, fără uși, geamuri, podele. Totuși s-a făcut ceva bun în acest castel, pentru că aparținuse o perioadă destul de lungă fostului Ease Jidvei și aici s-a făcut șampania de Jidvei. Ei, atunci puteam să spunem șampanie, pentru că francezii erau departe și acum este de fapt vin spumant. De perioada de care mie îmi place cel mai mult să vorbesc e cea de după Revoluție, când acest castel a devenit proprietate privată a societății Jidvei și implicit a familiei Necșulescu. Acest castel a început să fie refăcut, nu-mi place să zic renovat, deci refăcut din 2000 până în 2003. Mai este foarte mult de lucru pentru că proiectul este foarte mare, este refăcută doar pivnița, parterul, etajul 2. Castelul este utilizat numai și numai pentru promovarea vinurilor de Jidvei. Când a preluat această familie, fostul Ease, fostul Jidvei, atunci am avut doar 650 de hectare de vie. Noi suntem acum la 2500 de hectare de vie, plus încă 500 de hectare va fi în rod peste vreo 3 ani, cu 1500 de angajați. Combinatul de vinificație a fost refăcut de vreo două ori. Acum ne putem mândri cu unul dintre cele mai mari combinate de vinificație din Europa. Jidveiul nu este de povestit, Jidveiul este de văzut. Acest castel, când a fost preluat această familie, n-avea nici măcar geamul, nici podele, nici uși. Deci tot ce vedeți aici este refăcut de familia Necșulescu. În spatele meu există o ușă extrem de frumos sculptată în piatră, de care noi suntem extrem de mândri pentru că datează din 1560. Iar în spatele acestei uși există o scară interioară, tot din perioada respectivă, care duce de la parter până la etajul 2. Simbolistica blazonului este șarpele, care reprezintă, de fapt, înțelepciunea, iar simbolistica coroanei, noi știm cu cât proeminențele acelea erau mai multe pe o coroană, cu atât gradul de noblețe era mai ridicat, mai înalt. Acest blazon fusese, de fapt, pe mormanul de cărămidă când s-a demolat poarta veche a castelului. Eu pe acea vreme lucram la fostul Jidvei, la salarizare și vedeam să plătesc oamenii care făceau șampania la Jidvei și împreună cu un șofer l-am pus într-un anumit loc. Mai târziu tot cineva din cadrul societății noastre a dus blazonul într-un alt loc și spre norocul meu că am reușit să ajung să văd acest blazon într-un loc care chiar merită să fie.